Asociația Dincolo de Azi și-a propus să organizeze un dialog pe mai multe teme: educație, sănătate, mediu și incluziune socială. Întâlnirea a fost un forum inovativ dedicat abordării provocărilor esențiale din aceste domenii importante pentru dezvoltarea sustenabilă a societății. Scopul acestei întâlniri este de a construi împreună, de a împărtăși idei, de a crea un dialog deschis pentru a îmbunătăți aspecte esențiale la nivelul comunității noastre, cu privire la aceste patru domenii cheie. Copiii, tinerii sunt încurajați să lucreze sau să lucreze, mult spus, ci să devină o echipă împreună cu persoanele vârstnice, cu seniorii, care împreună pot dezvolta niște activități extrem de frumoase. O instituție publică, oricât de bine ar fi organizată, oricât de bine ar fi dezvoltată, finanțată, câte persoane ar avea acolo, nu le poate rezolva pe toate singură. Are nevoie de parteneri, de parteneri care să se implice, să muncească, să vină cu idei, să ajute într-o formă sau alta, și astăzi e de felicitat și Asociația Dincolo de Azi, Fundația Regală, pentru că își aduc cumva contribuția la bunăstarea serviciilor sociale. Elementul cheie sunt tinerii, cei pe care ni dorim implicați ca voluntari, ca parteneri în toate aceste demersuri ce vizează implicarea socială. Noi venim din domeniul educației, încercăm să-i formăm pe tineri, cum oficial se spune, să-i pregătim pentru piața muncii, însă ne dorim ca în plan secundar, ca în plan personal, să-i pregătim și ca cetățeni ai lumii de azi sau ai lumii dincolo de azi. Tot vedem că societatea noastră, și tot criticăm, stagnează la un moment dat. Stagnează pentru că nu există această implicare socială mai puternică. Dăm vina doar pe politicieni, dar ei sunt susținuți de noi, validați de noi. Noi trebuie să avem cunoștințele generale și ei pornesc tot din societatea noastră. Deci au acele metrene care le avem și noi, sau acele calități care le avem și noi. Studenții și cetățenii participanți la consultarea publică au venit cu idei și și-au arătat interesul pentru temele discutate. Mai nu nici măcar orele de sport nu se mai fac în școli. Sunt de părere că nu mai sunt așa importante și în locul orelor de sport pot să facă matematică, română sau orice altă materie. Nu mai conștientizează importanța acestor lucruri. Nici oamenii nu țin cont în momentul în care aruncă, pentru că știu și ei lucrul ăsta. Deci cred că pornește de undeva de mai sus. Dar într-adevăr pornește și din societate, din faptul că noi nu suntem învățați să reciclăm și să refolosim lucrurile, astfel încât să nu fim nevoiți să cumpărăm excesiv. Întâlnirea a fost un bun prilej pentru tineri să se înscrie ca voluntari în acțiunile viitoare.